Unul dintre cei mai cunoscuți avocați clujeni a fost prins cu pantaloni în vine de jurnaliștii de la Ziar de Cluj. Faceți cunoștință cu Adrian Banciu, avocat clujan și Don Juan de Facebook. Când nu pledează la bară, Banciu agață tinere, preferabil studente, pe rețelele de socializare. Acesta le amăgește pe fete că e profesor universitar și le trimite poze cu el la bustul gol și organele sexuale la vedere. În ultimele săptămâni, Adrian Banciu i-a trimis unei studente de la Universitate Particulară Clujană mai multe mesaje și poze indecente. Dulce, dulce, sexy, incitantă, tentația perfectă, pupic? În acest fel a început avocatul o conversație cu o tânără care ai putea fi cel puțin tată. Mesajele pe Facebook au continuat mai multe zile, timp în care individul i-a făcut complimente, invitații la cină și într-un final i-a trimis chiar poze cu penisul său. Și ca ironia să fie și mai mare, printre poze și propuneri libidinoase, banci oferă și sfaturi legale. Oricând ai nevoie de sfatul unui avocat pentru apărarea intereselor tale, poți conta pe mine. Romantic incurabil, acesta îi mărturisește tinerei că pe el îl interesează dragostea, nu relație bazată pe sex. Aici, unde stau eu, există un cuib de studente escorte. Pentru 150 de lei fac tot, dar nu mă interesează sexul, susține Banciu. Într-un final, după ce și-a dat seama că bate la porți închise, acesta încearcă să o apeleze pe tânără de câteva ori pe Facebook și când nu îi se răspunde, îi blochează profilul. Contactat de reporterii ziar de Cluj, inițial Adrian Banciu a negat acuzațiile, după care a revenit cu mesaje de amenințare. Eu cred că ar trebui să vezi de treaba ta, prietene. Vreau să văd cu ce mă puneți sub acuzare. A scris avocatul în schimbul de SMS csu cu jurnaliștii clujeni. Conform profilului său de Facebook, Adrian Banciu este cadru universitar la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, partea Universității Dimitrie Cantemir din Cluj-Napoca. Ziar de Cluj a luat legătura cu decanul Facultății de Drept din cadrul acestei universități, Anca Mihaela Georocianu, care susține că Adrian Banciu nu mai lucrează de mai bine de șase ani în cadrul acestei facultăți. Domnul Adrian Banciu nu mai este cadru didactic la Facultatea de Drept din cadrul Universității noastre din 2012. Ne delimităm clar de orice fel de comportament necorespunzător pe care acesta l în spațiul public. Chiar l-am contactat astăzi și l-am rugat să șteargă de la profilul de Facebook mențiunea că este cadru didactic al Universității Dimitrie Cantemir. A precizat aceasta pentru Ziar de Cluj. La scurt timp după ce Banciu a fost contactat de jurnaliști, acesta și-a șters orice fel de mențiune legată de activitatea sa didactică de pe Facebook. Deși Adrian Banciu nu mai e profesor universitar, acesta este în continuare avocat și membru al Baroului Cluj. însă și acest lucru s-ar putea schimba curând, întrucât statutul avocatului conține și prevederi cu privire la deontologia și comportamentul avocaților în afara orelor de serviciu. Deși nu a dorit să comenteze cazul avocatului Banciu, Paul Purcărin, avocat și președintele Comisiei de Disciplină din Baroul Cluj, susține că există o procedură pentru declanșarea anchetelor disciplinare, dar rezultatele nu pot fi făcute publice. În cazul în care există o plângere, aceasta este de competența baroului, care face o anchetă preliminară în urma căreia se stabilește dacă este sau nu cazul să se ajungă în Comisia de Disciplină. Există și posibilitatea ca baroul să se autosesizeze. Nici procedura, nici rezultatul nu sunt publice. Sancțiunile sunt de mai multe feluri în funcție de gravitatea faptei. De la mustrare avertisment amendă de la 500 la 5000 de lei, suspendarea din profesie de la o lună la un an și chiar excluderea din profesie. A precizat Paul Purcărin pentru jurnaliștii de la ziar de cluj.ro.